Delia a răspuns Cezar Ionașcu la Delia care nu vrea să facă copii. Vedem ce răspunde Cezar Ionașcu și cât sens are ce Cezar Ionașcu. și cât răspunde Cezar Ionașcu pe ce zice Delia. Cezar Ionașcu, acest Andrew Tate mai bătrân și din România. Nu știu, dar cred că ar trebui felicitați oamenii care, care, nu fac, pentru că basically toată lumea face și îl suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie. <laughs> Să fim foarte mulți, adică ne-am atins scopul, ne-am ne înmulțit destul de mult. Like, e plină planeta de noi. Da. Și nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, nu foarte mult simpatici. rău. Consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii. Suntem simpatici probabil. așa, hai. Nu, de ce să fac? De da. ce, încă unul? Nu, no, frate, lasă nu fie. Lasă, lasă. dar nu stai așa bine fără stres. La dar așa. nu stai așa bine fără obligații. Dar nu plec de acasă când vin și mă întorc, mă întorc când vreau, când vrea inimioara mea. Dar nu fac eu în viața asta ce vreau eu. da. sau so, vrei complicații, Fă un copil. Ia cum zici tu, Delia. Deci, ea aici face două puncte, Delia, da? Să analizăm argumentele deli. Deci, primul punct este ăsta că planeta sunt prea mulți. Și al doilea punct, stai cir fără copil. Dacă ai copil, nu stai cir. Asta sunt punctele pe care le face Delia. Dar De asta zice Delia că nu vrea copil. Hai să vedem ce îi răspunde înțeleptul uh, Andrew Tate cu păr albă. Știi cum e? Eu nu vreau o femeie ca tine care nu vrea să facă copii. Pentru că eu, bărbat, am nevoie instinctiv primordial ca neamul meu să meargă înainte. Am nevoie ca tribul meu în momentul în care eu îți dau sămânța ca femeie. și dă sămânța și vrea ca tribul lui să meargă mai departe. Ok să se mulțească, să fie mare, puternic. Noi nu vrem tribul lui să fie mare, puternic, instinctiv. Deci el face apel la instinct. Nu vrem femeie ca tine, Delia. Niciunul dintre noi bărbații nu vrem. Stai așa un pic. Noi nu vrem femeie ca tine, Delia. Niciunul dintre noi bărbații nu vrem. De ce vorbește ăsta numele bărbaților în general? Da, e blocat undeva prin era bronzului, exact. De ce vorbește ăsta în numele tuturor bărbaților? Eu înțeleg, el e cu tribul, cu instinctul, cu... Ok, bun, am înțeles. Oricum nu adresează problemele pe care le-a ridicat de adică planeta suprapopulată și să stai chill. Nu, nu zice nimeni dacă vrei copii, <laughs> să nu faci, evident. Fă, vrei copii? făi. Da Dar unii nu vor. Nu te rija tu, dracu' cezărionaș cu împurtătorul de cuvânt al bărbaților, că nu te anumi nimeni. Păi vorbește în numele tău. Ce barbar vorbește Cezar? Dintre astea care spun, dar nu mi-e e bine așa, singură, fără copii, unul la mână, doi la mână, planeta asta suportă miliarde și miliarde de oameni. Toți oamenii de pe oameni această planetă sunt atât de mulți încât puși la un metru distanță acoperă suprafața statului Texas din Statele Unite. Nici o relevanță nu are chestia asta. Este un argument de suprafață. În momentul în care cineva zice că planeta e suprapopulată, nu se referă la încăpem toți fizic unul lângă altul pe planetă și planeta înseamnă că este suprapopulată doar dacă nu încăpem fizic unul lângă altul pe planetă. Nu despre asta e vorba când vorbim de suprapopulare. Oamenii au nevoie de resurse ca să trăiască vieți decente. Da? Ca să aibă acces la tehnologie, ca să aibă acces la condiții de viață bune, oamenii au nevoie să consume resurse. Un om consumă resurse. De exemplu, dacă vorbim despre poluare, top 10% oameni din punct de vedere avere, venituri la la la, sunt responsabili pentru 50% din poluarea de pe planetă. Cam așa am văzut eu ultima oară când m-am uitat pe niște statistici. Problema este cu consumul de resurse. Planeta, da, poate să susțină și 100 de miliarde, dar la consumul pe care îl are în momentul de față, nu știu, omul din top 10% planetă, cam câte planete n-ar trebui? Și câte planete n-ar trebui ca să avem uh, toți trai decent? Ca așa, poți să ai 100 de miliarde, dar oameni săraci să moară de foame. Poți să ai sute de miliarde. Nu despre asta e vorba, da? Evident. Poți să ai 100 de miliarde de oameni care mănâncă o coajă de pâine pe zi majoritatea. Da, poți să ai. Dar vrei asta? Dacă vrei să ai oameni cu condiții de viață decente, atunci, da, consumul de resurse la o populație mare de miliarde este o problemă. La fel și poluarea, da bine, ăștia probabil că nu cred în schimbări climatice cauzate de poluare și așa mai departe, dar bănesc că îi cred în consumul de resurse, ca să ai o viață bună, ca să ai telefon, că ai nevoie de metale, ai nevoie de tot felul de materii prime pe care le iei din natură. Și da, dacă nu ne deranjează să avem vasta majoritate a planetei care trăiește în condiții de viață super paupere, atunci putem să fim și 100 de miliarde doar că o să trăiască prost. O mare parte dintre oamenii ăștia o să prost. Călătorești, hai că știi cât e statul Texas. Iar genul ăsta de idei nici măcar nu-ți aparțin. Nu. Sunt inoculate, ești nevinovată, ce să-i faci. Iar dacă părinții tăi gândeau cum gândești tu, tu erai în plus. Tu nu existai. Patru, vorbind așa, crezi un precedent foarte periculos. Și așa lumea e slăbită. Lumea se bazează pe bărbat și femeie pe acest cuplu puternic din care și tu ai ieșit. Așa că Bine. revizuiește un pic opinia și spune lui Răzvan să fie un pic mai bărbat și să-și dorească urmași. Deci când femeia nu vrea copii din diverse motive, înseamnă că bărbatul nu e suficient de bărbat. Și bărbatul să convingă femeia să vrea copii, că altfel nu-i bărbat, nu? Sau cum? Cam dubios gândește Cezar Ionașcu. În, uh, suntem totuși în secolul 21, boss. La m am auzit că nu e o problemă cu suprapopularea, ci cu folosirea excesivă a resurselor doar pentru profit, nu pentru oameni. Deci, profitul ăla, companiile alea au profit, pentru că vând chestii. Chestii pe care unii le folosesc. Într-adevăr, există folosire excesivă de diverse lucruri. Dar, în general, lucrurile care sunt produse de companii, alea care fac profit, sunt folosite de oameni. Într-adevăr, ăia din top 10%, din top 1%, din top 0,1% consumă mai mult. Și de multe ori, poate consumă și fără să aibă nevoie. Că da, după cum am zis, profitul rezultă din urma vânzărilor. Că dacă n-ai vânzare la companie, n-ai profit. Și ca să vinzi, să cumpere cineva un standard de viață ridicat ține și de consum. Prin consumerism, practic, cresc condițiile de viață pentru oameni. În momentul în care nu te interesează deloc consumerismul sau consumul, ajungi ca România, pe vremea lui Ceaușescu, în anii 80, ca Uniunea Sovietică. Ok, sunt de acord, dar ar trebui să găsim metode să poluăm mai puțin planeta, ar trebui să găsim metode să producem mai eficient cu mai puțină risipă. Într-adevăr, nu cred, chiar dacă elimini risipa, nu cred că poți să aduci toate miliardele de oameni de pe planeta asta în momentul de față la un trai îndestulat. Am avea șase să aducem spre 90% din populația săracă a planetei la un nivel de viață cam de 1000 de dolari euro, gen pe lună. În momentul de față nu, pentru că ar trebui să consumăm foarte mult. Pe care ovarele tale poate să-i aducă Ovarele tale, ovarele tale, Hai. două petale. Poate tragi câștigător. Da. Cum ai rostit tu, Adinauri, e total necâștigător și total degradant la adresa ta ca persoană și mai ales ca femeie. Delia, azi, ești mai puțin femeie. I-a zis solul Delia, a făcut-o așa, îi muit-o pe Delia. Da. Se poate discuta despre UBI, un anumit procent din bani care să poate fi direcționat pentru eliminarea inechităților. Problema e cât interviși până unde. În anumite țări e posibil să ai UBI, de exemplu în America poți să ai UBI, din punct de vedere, mă rog, efort economic poți să ai UBI, dar în alte țări nu prea e posibil, că adică dacă te uiți la Af țări din Africa, dacă, că iarăși zic, dacă te uiți la Africa și să-mi zic că lumea Africa nu este o țară, da, bă, știu că nu e o țară. Dacă te uiți la țări din Africa, spre exemplu, acolo nu știu că poți să pui UBI, adică mai greuț cu iubiaiu. Mai greuț cu iubiaiu. Da, în, pentru unele țări ar putea să fie cel puțin teoretic o soluție sau o soluție, ar putea să fie o soluție iubiaiu, dar dacă vrei să elimini sărăcia în America, unde sărăcia e oricum destul de mică procentual vorbesc, sau mă rog, sărăcia extremă, uh, poți să dai niște, nu știu, ajutoare sociale pentru 2% din populația care trăiește în sărăcie, știi, sărăcie extremă. Că poți da niște ajutoare sociale de genul ăsta dacă chiar vrei să pă, le dai bani la oameni ca să mai fie săraci. Dar nu cred că asta cu iubiaiul planetar e mai greu, că ar trebui să scazi condițiile de viață pentru America, pentru Europa, pentru uh, Japonia, pentru Australia și nu știu dacă, nu știu dacă merge chiar așa treaba.